Iisus Hristos, întemeietorul creștinismului, se auto-intitula Fiul Omului. Oare de ce? V-ați întrebat vreodată? Un om obișnuit nu se prezintă ca omul obișnuit, pentru că acest lucru este evident prin ceea ce se vede și se aude. De ce o fi considerat el oportun să precizeze că este Fiul Omului? Eu mă gândesc la două explicații posibile. Fie ca să sublinieze calitatea în care a venit în lumea noastră, cel de reprezentant al întregii rase umane, adică nu un simplu fiu de om, ci fiul omului, unicul. Fie ca să ancoreze în realitatea pământească pe cei care îl suspectau, pe bună dreptate, că are o bârșie divină. Vă propun în cele ce urmează să vedem pe ce se baza suspiciunea contemporanilor lui că Iisus Hristos e mai mult decât un simplu om muritor ca ei. Socotesc important acest demers ca să știm de ce există sărbătoarea Crăciunului. De ce se mai vorbește despre Iisus Hristos la peste 2000 de ani de când a trăit el în lumea aceasta? Așadar, prin ce se deosebește impactul său asupra lumii de impactul oricărui alt om? Ioan Botezătorul precizează pentru noi că cel ce vine din cer e mai presus de toți, pentru că el mărturisește ce a văzut și a auzit, pe când cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu, spune Ioan, vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos este un mesager al lui Dumnezeu în trup omenesc. Ceea ce îl face mesager divin este înzestrarea cu Duhul lui Dumnezeu. Nu parțial, nu temporar, ci fără măsură. Apostolul Pavel marchează și el această dublă identitate a lui Iisus Hristos la începutul epistolei sale către creștinii din Roma, când vorbește despre Evanghelia lui Dumnezeu. Citez. Ea, adică Evanghelia, privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, dar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea sa din morți. Totuși, Iisus Hristos a insistat să fie perceput ca fiu al omului, adică părtaș al fragilității umane. Dacă a avut însușiri supraomenești, le-a avut prin același Duh Sfânt pe care oricare din noi l-am putea avea. În prezența Spiritului, a Duhului Sfânt, oamenii obișnuiți devin oameni neobișnuiți. În această emisiune nu vom insista asupra particularităților sale de Fiu de Dumnezeu, nașterea sa din fecioară, nici asupra învierii sale din morți, ci asupra vieții sale de Fiu al omului împuternicit de prezența Duhului. Căci El a deschis un drum, a trăit o viață exemplară pentru ca noi, ceilalți oameni, să-L urmăm, să-I copiem exemplul. Cu 700 de ani înainte de nașterea lui Hristos, profetul Isaia vestește apariția pe scena istoriei a unui descendent al regelui David, care se va deosebi de ceilalți oameni nu prin însușiri fizice sau estetice, ci prin prezența în viața sa a Duhului. Prezența Duhului lui Dumnezeu în viața lui Iisus Hristos l-a făcut în stare de lucruri supraomenești. Iată ce spune el. Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de sfat și de înțelepciune. Duh de înțelegere, Duh de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Isaia, capitolul 11, versetele 1 și 2. Nu e vorba aici de inteligența omenească, de
abilitatea de a face calcule, sinteze, deducții, inferențe pe baza unor informații primare, ci de o înțelepciune și de o înțelegere la care nicio agenție de informații și nici o tehnologie informatică nu are acces. Iată ce spune despre el ucenicul său, Ioan. N-avea nevoie să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este om. Ioan, capitolul 2, versetul 25. Iisus știa care este starea spirituală a oricărui om. Era la curent cu măsura sincerității, cu slăbiciunile ascunse prin ipocrizie, cunoștea faptele ascunse care împovărează conștiința. Cunoștea măsura abaterii fiecărui individ de la ceea ce ar fi putut fi în circumstanțele date. Acum, ca și atunci, Iisus Hristos cunoaște gândurile, intențiile, vede nu numai abaterile, ci și rugăciunea tainică, milostenia făcută în ascuns. Apreciază corect modestia ta, răbdarea și sacrificiul tău. Chiar suspinul tău, credincioșia ta, n-au trecut neobservate. El a cunoscut și cunoaște totul despre tine. Duhul de sfat și de tărie, despre care spune Isaia că se va odihni peste el, este înzestrarea prin care Iisus pricepe starea obiectivă în care ne-a adus propria ignoranță, propriile noastre alegeri. El face o diagnoză a stării spirituale a fiecărui om în raport cu Dumnezeu. Numai cineva deplin cunoscător al legii lui Dumnezeu și a stării conștiinței fiecărui om, în contextul planului și a voii de ansamblu a lui Dumnezeu, poate pricepe asta. El nu numai că pricepe în forul său lăuntric, ci prin aceeași înzestrare supranaturală, poate sfătui orice om pe calea de urmat în vederea reabilitării și restaurării chipului lui Dumnezeu în om. Dar însușirea cea mai minunată ce caracterizează pe Hristos, cel posedat de Duhul Sfânt, este că are și puterea și autoritatea de a produce în om, în orice om, schimbarea necesară. El însuși a mărturisit în sinagoga din Ierusalim că Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război eliberarea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Evanghelia după Luca, în capitolul 4. Impactul prezenței Duhului lui Dumnezeu depășește cunoașterea și pedagogia, iese în stradă, demolează bariere culturale, surmontează blocaje tradiționale. Odată cu venirea lui Iisus Hristos în lume, vestea bună a speranței inundă inimile tuturor oamenilor. Faptul că săracilor li se aduce vestea bună exprimă desființarea proprietății asupra informației. Informație care aduce bucurie, mântuire, gata cu parolele de acces cunoscute doar de inițiați sau de cei cu bani, gata cu exclusivitatea castei preoțești, căci, zice Apostolul Pavel, unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Evanghelie înseamnă veste bună. Bunătatea acestei vești propagate pentru prima dată în câmpia Betleemului, în urmă cu 2000 de ani, are nenumărate fațete. Îngerul mesager a anunțat că nașterea lui Hristos va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Eu cred că atunci, ca și acum, mărimea bucuriei depinde de mărimea întristării cauzate de propria neputință, de dependență, de boală, de trauma psihică sau handicapul în care ești. Cu cât ești mai conștient de mizeria propriei neputințe, a nevoii tale, cu atât mai mult te vei bucura când vei auzi sirena salvării. Altfel, sirena te deranjează. Iisus Hristos a devenit mântuitor, adică salvator al celor deznădăjduiți în urma păcatului propriu, în urma abuzurilor, a dezamăgirilor, a pierderilor.
dacă Iisus Hristos doar ar fi declarat că prin Duhul Domnului vindecă pe cei cu inima zdrobită, n-ar fi rămas în istorie. N-am fi avut Crăciun. El a devenit personajul principal al istoriei, Fiul omului, pentru că s-a ținut de cuvânt. Pentru că a declanșat în istorie o schimbare a individului, a relațiilor și a culturii universale. O schimbare care vindecă rănile trecutului, umple de bucurie prezentul și luminează cu speranță viitorul. De 2000 de ani, oameni din toate continentele, din toate epocile și din toate straturile sociale mărturisesc că au experimentat această schimbare, devenind creștini și formând o cultură distinctă, cultura împărăției lui Dumnezeu. Umanismul cu care se laudă cultura contemporană este doar un subderivat jalnic al creștinismului, pentru că omul fără prezență de spirit este jalnic, iar umanismul este ilegitim. Crăciunul nu este sărbătoarea comercianților, a păpușarilor, a decoratorilor. E jalnic să împodobești un brad, adică să atribui calități artificiale unui amărât de brad, care face doar conuri. Doar atât poate. A te bucura de bradul împodobit, de tine, e asemănător cu plăsmuirea unui idol. Tu-l confecționezi și apoi te închid. Crăciun este denumirea populară românească a sărbătorii nașterii lui Iisus Hristos, întemeietorul creștinismului, cel ce s-a autointitulat Fiul omului. Este o sărbătoare neporuncită a bisericii creștine. Un prilej de bucurie, prilej de împăcare, prilej de mărturisire. Prezența Duhului Sfânt în biserica creștină se luptă cu devianțele ideologice care răstălmăcesc adevărul și autorizează biserica să mărturisească pe Hristos ca singura sursă a bucuriei individuale, autentice, a păcii și armoniei sociale și universale. Să zicem și noi, împreună cu făpturile cerești, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui.